trebuiască. Pentru ce? Îți-o împrumut, o iau înapoi și eu și asta. Normal. Să trebuie. Dragii mei, că dragii mei, i-am împărțit pe toți și noi rămas așa. Deci voi doi, vă rog. Am spălat-o special pentru asta. Da. Vă rog, deci nu sunt noi. Ni le-ai dat. Bun. Fabrica dragii face mei, vă rog să luați un loc pe canapea și pentru că pe tine nu mai am unde să te trimit, să stai aici lângă și eu aici. Mine să vezi cum se face televiziune. Da, am cerut. Este momentul, dar după ce ne-a învățat Brânciu de-a lungul anilor... Ne-am găsit și microfoane, deci totul în regulă. Avem și, dacă ne luați microfoane, le avem în surplus. Răspunsul este afirmativ. O să facem în felul următor. Voi toți ăștia de acolo aveți o singură șansă. O singură paletă, da? Voi aveți o paletă de am, da, și de n-am. Și asta este a ta, pentru că eu pun întrebările. Păi stai, eu sunt prezentator, Răzvan. Nu acum, Dani, acum tu ești cursant. Ești un concurent, oarecare. Okay. Vei vedea cum se face un concurs de adevăratele. E o chestie importată de afară, pe care alții au importat-o de la noi cu tot cu întrebări. Mai puțin ultima, unde, ce doriți? Ai o paietă aici. Și nu ți-ar zice răutăcioșii ăștia, niște nenorociți. Bun. Doamnelor și domnilor, suntem la momentul culminat, parte din invitații mei de astăzi, dar și dintre realizatori, au mai trecut prin furcile caudine ale acestui concurs. Unii. Mihaela însă nu, e foarte simplu, răspuns cu am sau n-am. Deci de fiecare dată trebuie să faci așa. Indiferent dacă ești... Dacă vrei să fii sinceră sau nu cu noi, și va trebui la unele întrebări să și explici. Da. Începe am, n-am. Cu toată gașca de la Nația și invitațiilor astăzi la 25 de ani de Antena 1. Am, n-am fost vreodată pe o plajă de nudiști? Să nu țineți în dreptul feței ca să și recunoaștem cine... Bine că mi-ai spus! Mihaela, la noi sau în alte... pe planet? Pe... Acum eu nu știu exact pe ce plajă am fost, dar eu n-aveam nimic pe mine, deci... Era... Ok. Aici. Horia, aș vrea, da, să nu răspunzi la întrebare. No, da, să știi că se poate trece și îmbrăcat pe o plajă. A, bine, mă, lasă. Deci am fost în trecere pe o plajă de nudiști. N-am scăpat de amenzi în trafic pentru că sunt celebru celebră. Domnul Dani? Dar numai în România, că acolo nu mă bagă nimeni în seamă și sunt amenzile mult mai mari. Eu am amendă în Monaco, chiar. Semn că nu mă cunosc ea. N-am mințit la interviuri în presă. Mihaela, îmi pare rău, de 25 de ani sinceritatea mea e debordantă. Oh! Oh! N-am făcut dragoste la telefon. Scuze-mă, nu se poate face dragoste la telefon. Nu înțeleg concept. Nu așa se pune problema. Nu m-am simțit bine la telefon de partea cealaltă a firmei, fiind cineva drag. Deci, nu se poate face dragoste la telefon. Am glumit, dar vreau să... Nu, tu ai râs, nu ai glumit. Dar tu vrei să-ți asortezi roșu de pe față cu sacoul albastru? De ce? Ce am? N-am spus de un bebeluș că e drăguț, când de fapt nu era chiar așa drăguț. Eu nu pot să fac asta. N-am. Se mai întâmplă, mă, nu pot să zic. Și eu, oricum, tu nu ai putut să zici de un bebeluș. Viața m-a învățat că ea mici, când sunt mici, pot să fie și mai urâți, că după aia se fac frumoși. Da, bravo, de la noi doi. Eu am fost, tata, că m-a văzut prima dată, la câteva luni, când vă ce m-am născut, la câteva zile, a zis, ăsta nu-i copilul meu. Atât eram de urât. Dar de un bebeluș n-a spus, dar de mine a spus. Nu te auzim. Nu te auzi. Mergem mai departe, sărim din întrebări. N-am făcut baie gol în mare. Gol, goală. Termină. Parcă era... Nu te-am văzut. Nu te-am văzut. N-ai văzut o belugă, așa, o orcă. Eu eram ăla. Eu alb-negru. Nu scriam 25, dar eram o orcă. N-am văzut, mă, ce mai vezi ceva când... La noi sau la alții, în mare? Insist, atâta, continuă mai departe. Bun, mergem mai departe. Continuă mai departe. N-am privit filme pentru adulți cu partenerul, partenera. Da. Nu înțeleg conceptul. De ce? De ce? Întreabă-mă, de ce? Nu mă bag, dar Mihaela nu stă cu fața la televizor și de-aia... Bum! No way! Nu te-ai prins deloc! Pentru că timpul îl facem noi, da? N-am făcut dragoste într-o piscină. Mama ta! Dumnezeu, stimați telespectatori, urmăriți filmul Amintirile mă răscolește.
n-am fost agățat de o persoană de același sex. Uite ce, băi băiatule. Poate n-am interpretat eu bine. Deci poate nu era chiar. Poate era, poate nu era. Poate habana. Vroia doar o țigare. Poate vroia doar să-i spun unde-i strada Emil Protopopescu. N-am cântat, dansat să impresionez partenere. Partenere. E... La greu. Și acum? La mine nu ține cu cântatul, ar fi fugit. N-am purtat cătușe. Nu. Cătușe, dacă am purtat sau nu. Indiferent de motiv. N-am jucat poker pe dezbrăcate. Deci n-am jucat. Nu joci poker? Scuze-mă, orice joc pe dezbrăcate. Trebuie să știi cum să pui problema, măi copii. N-am fost surprins făcând dragoste. Niciodată. Chiar niciodată. Nu în general, de către cineva. Da. Peste noi, da. Nu că e surprins. Wow, fac dragoste. Wow, iartă-mă, unde sunt? Da. Da. Hai să trecem la ultima întrebare. No. Că nu ultima întrebare care nu este trecută la mine pe fișă. N-am făcut vreodată dragoste gândindu-mă la Răzvan, Dani sau Flavia. 5, 4, 3, dă un răspuns acum! Pauză!